Autofan cu Dan Vardie la Europa FM. Da, turăm motoarele și pe pagina noastră de Facebook, pentru că suntem în direct pe Radio Europa FM, într-o transmisiune Skype cu Dan Vardie, președintele jurului european Autobest. Salut, Dan, bine ai revenit pe drum cu prioritate. Salut, Radu, bine te-am regăsit. Eu în continuare nu te văd, dar sper că ești acolo. Suntem aici, sper să apar și eu în cadru în câteva momente. Dan, mi-ai promis că ne oferi astăzi o informație în exclusivitate, așa că mă bazez pe tine. Stimați europene FM, e ceva ce sunt convins toți cei aproape un milion de ascultători care are Radu vor dori să știe. Vă spun repede că vorbim despre ceea ce urmează să se întâmple la Dacia, ceea ce urmează să se întâmple de fapt în această separare pe care grupul Renault o face, pe de o parte, să numim așa, partea electrică, pe de altă parte partea mecanică. Și ceea ce se întâmplă pe platforma la Mioveni, evident, se referă la partea mecanică și veți vedea că e vorba mai mult de partea de motoare. Autopro face o investigație internațională vis-a-vis de care este situația cu adevărat, ce se pregătește, care sunt principalii actori internaționali care ar vrea să intre în acest acționariat, pentru că Renault urmează să vândă o parte bună din acțiunile al acestei, să numim, divizii sau părți, spuneam, mecanice. Mă grăbesc să vă reamintesc, fiindcă aici la Europa FM am mai spus-o împreună cu Radu, operațiunea aceasta nu se referă doar la România, ci se referă la ceea ce face grupul Renault în mai multe țări, începând cu România, continuând cu Turcia, Spania, Portugalia și chiar America de Sud. Între timp, știți bine, situația în Rusia a fost închisă, deci acolo era pe listă, dar nu mai e cazul. Și a apărut în presa internațională că există un posibil cumpărător care este Geely. Noi am început această investigație, vă spuneam, internațională, pe vreo două continente. Ea este în curs și astăzi sunt în măsură să vă dau doar câteva informații în premieră absolută. Ele nu sunt nicăieri în lume, nici pe Autopro deocamdată, doar cei care ascultați veți putea afla că confirmăm Geely, chinezii de la Geely sunt într-adevăr în discuții cu grupul Renault pentru a prelua o cotă de cel puțin 40% din aceste operațiuni. Este sigur. Vă putem de asemenea confirma că grupul Renault discută cu absolut toată lumea care este interesată, nu doar cu Geely, și că exista dorința de a implica deopotrivă Nissan, partenerul în alianța lui Renault, și chiar și Stellantis. Și vă putem confirma de asemenea în urma investigației că Nissan nu s-a arătat interesat de preluare până în acest moment și Stellantis iarăși s-a abținut de la da curs acestei invitații, în sensul că nu a mers deocamdată mai departe, așa încât, da, astăzi, cu certitudine, Geely este singurul partener viabil interesat. Vă mai putem spune, oameni buni, că acest parteneriat se referă la motoare. Dorința chinezilor este de a dezvolta platforma de motoare termice, mai ales în zona de full hybrid și plug-in hybrid. Pentru că, așa cum știți, motoarele din această, să zicem, secțiune mecanică propuse de Renault sunt foarte, foarte căutate, foarte bune. Vă mai pot confirma, doar fără să vă pot da un nume încă, că există și un al treilea mare producător mondial care va intra în această alianță Renault-Geely. Deci al treilea, o să-l vedeți în curând în ancheta Autopro, foarte mare producător, nu-l puteți bănui. A fost o surpriză și pentru noi să descoperim că se discută și cu aceștia să intre în alianță. Vă mai putem spune că Geely, în fine, pregătește o lansare spectaculoasă anul viitor pentru cel puțin încă un brand 100% electric în toată Europa,
Din nou, n-am să vă divulg acum numele acestui brand, însă vă spuneam în anchetă, când vom avea rezultatele, veți vedea toate aceste informații și sigur că vom reveni și aici la Europa FM. Cred că v-am dat o veste interesantă. E interesantă, în curând chinezi. Da, e interesantă investiția asta a chinezilor în motoare termice, având în vedere ce urmează să se întâmple în Europa. Pentru că în curând motoarele termice vor dispărea, cel puțin aici, așa, în Europa, însă mă gândesc că vor fi modele de mașini care se vor vinde în continuare pe alte piețe și de aici interesul lor pentru motorul termic. În ancheta noastră noi explicăm pe larg această, exact cum spui tu, Radu, o ciudățenie, o alegere puțin mai ciudată. Am găsit argumente și vom discuta la timpul potrivit. Oricum, ancheta este în curs, ancheta noastră jurnalistică este în curs. Pe de altă parte, Dan, înțeleg că la ultima ședință APIA, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme din România, ai fost reales în calitate de președinte. Felicitări, dar sunt curios să ne spui ce ați mai decis, foarte pe scurt, te rog. Mulțumesc, Radu, așa este, am decis transformarea radicală, modernizarea radicală a organizației APIA, care devine o instituție națională care își propune să fie motorul ce va duce deopotrivă operatorii din domeniul auto și automotive, din domeniul mobilității, mai departe, împreună cu consumatorii de produse și servicii de mobilitate, motorul care duce România mai departe în viitor, cum noi tot vorbim de acest viitor disruptiv, lucrurile să și întâmplă, ai spus și tu puțin mai devreme. APIA devine o organizație care va grupa pe toată lumea care are legătură cu mobilitatea, de la importatorii, producătorii, dealerii de automobile de toate felurile, producătorii de stații de încărcare, rețele de stații de încărcare, companiile de car ride sharing, companiile de rentă car, până și institutele de cercetare în domeniul auto, universitățile tehnice care au facultăți, e bine, tot acest univers, acum instituțiile financiare care servesc lumea auto și așa mai departe, e bine, toate își găsesc acum un loc important în APIA, care se deschide întregului univers și care își propune, cum spuneam, să servească deopotrivă interesele tuturor operatorilor, dar și ale consumatorului de automobil, că până la urmă asta este esențial, să ai consumatori, cumpărători mulțumiți, astfel încât noi toți să fim împreună mulțumiți. Autofan cu Dan Vardie, îți mulțumim foarte mult pentru informații, te așteptăm săptămâna viitoare din nou alături de noi pe drumul prioritate la Europa FM. Și eu mulțumesc, la revedere! În fiecare seară de vineri la Europa FM, descoperim